Авокатului poporului. Proiectul hotărârii, în temeia articolului 5, alineat 5, articolul 14, alineat 1, litera A și alineat 2 din legea numărul 52/2014 cu privire la avocatul poporului, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se constată încetarea înainte de termen a mandatului avocatului poporului al doamnei Natalia Moloșag în legătură cu demisia. Articolul 2. Se declară vacanta funcției de avocat al poporului, ombudsman. Articolul 3. Până la numirea de către Parlament a unui nou avocat al poporului, doamna Maia Bănărescu, avocat al poporului pentru drepturile copilului, va îndeplini atribuțiile funcției de avocat al poporului. Prezenta hotărâre, articolul 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule deputat. Stimați colegi, întrebări? Raportul comisiei în continuare, tot dumneavoastră, da? Da. Vă rog frumos. Stimați colegi, în temeia articolului 27 din regulamentul Parlamentului, Comisia Drepturilor Omului și Relații Interietnice a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului numărul 385 din data de 8.12.2021 privind încetarea mandatului avocatului poporului, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către deputații Grigore Novac și Natalia Davidovici și comunică următoarele. Prin proiectul de hotărâre nominalizat se constată încetarea înainte de termen a mandatului de avocat al poporului, al doamnei Natalia Moloșag, în legătură cu demisia acesteia, urmarea înregistrării în Parlament a cererii demisie a doamnei Natalia Moloșag, numărul 2819 din 02.12.2021. În conformitate cu articolul 5, alineat 5 din legea numărul 52/2014 cu privire la avocatul poporului, avocatul poporului se află în exercițiul funcțiunii până la preluarea funcției de către succesorul său, cu excepția cazului de încetare a mandatului înainte de termen sau de revocare din funcție în temeiurile prevăzute la articolul 14. Articolul 14, alineat 1, litera A din legea prenotată, stipulează expres încetarea înainte de termen a mandatului avocatului poporului în caz de demisie a acestuia. Concomitent, alineat 2, al aceluiași articol specifică că temeiurile prevăzute la alineatul 1, litera A, B și litera D, G, se constată în ședința plenară a Parlamentului, în baza raportului Comisiei Drepturilor Omului și Relații Interietnice, prin adoptarea unei hotărâri în care se ia act de apariție cauzei ce determină încetarea înainte de termen a mandatului. Adițional, Comisia constată că activitatea organizatorică și administrativă a oficiului avocatului poporului poate fi exercitată într-o anumită măsură de către secretarul general al instituției, însă atribuțiile avocatului poporului de a asigura respectarea drepturilor și libertăților omului nu pot fi exercitate de către alte persoane. Astfel, la momentul oficiul avocatul poporului este în imposibilitate de a asigura finalitatea în proces de examinare a cererilor privire la încărcarea drepturilor omului, de prezentarea propunerilor și recomandărilor privind repunerea în drepturi a persoanelor și a propunerilor de perfecționare a legislației, de sesizarea Curții Constituționale, etc., precum și de exercitarea unor atribuții legate de gestionarea treburilor instituției, inclusiv achitarea salariilor pentru angajați. Delegarea temporară a atribuțiilor avocatului poporului către avocatul poporului pentru drepturile copilului, care este unicul deținător al statutului de avocat al poporului, numit în condițiile legii numărul 52/2014, ar fi unica soluție reală. Comisia remarcă necesitatea stringentă de a stabili prin hotărârea Parlamentului delegarea exercitării atribuției avocatului poporului de către doamna Maie Bănărescu, avocat al poporului, pentru drepturile copilului, până la numirea în funcție de către Parlament al avocatului poporului. Urmarea examinării cu votul unanim a membrilor săi, prezenți la ședință, Comisia Drepturile Omului și Relații Interetnice propune plenului Parlamentului proiectul de hotărâre numărul 385 din 08.12.2021 spre examinare și adoptare. Ori aprobarea acestui de către Parlament este primordială din considerentele demarării ulterioare a procedurilor legale conform denumirea avocatului poporului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebări, stimați colegi? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Stimați colegi, ne pregătim pentru procedura de vot.
În condițiile raportului Comisiei Drepturile Omului și Relații Interetnice, supun votului proiectul 385 din 08-12-2021. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 385 din 08-12-2021, votat de 82 de deputați. Vă mulțumesc. Doamna Racu, microfonul doamnei Racu. Nu, întâmplător, mă scuzați, domn președinte. Ok, scuzați, mersi. Stimați colegi, propun să continuăm, odată ce este Ministerul de Interne prezent în sală, să revenim la proiectul 374.